Bun venit la Hai Bun Vlog, eu sunt Veronica și mă bucur că ne reîntâlnim aici. Astăzi o să discutăm despre Reading Challenge-ul din luna martie, citește o carte scrisă de un autor japonez. Deci, Murakami nu este singurul autor japonez pe care puteți să-l citiți. Totuși, el a fost preferatul nostru în lecturi. Și la cititorii noștri la fel, alături de Ryu Murakami, omologul său. Noi, pe parcursul lunii martie, pe Hai Bun Goodreads, am adunat 10 cronici de la cititorii noștri și eu o să le dau citire în minutele ce urmează. Ana a citit două cărți de Haruki Murakami, În căutarea fantastice, prima, și a doua a fost Dance, 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 continuarea primeia. Ea zice că i-a plăcut foarte mult ambele cărți și felul ciudat și complex de a scrie a autorului, mai ales personajele lui ciudățele pe care noi cu toții le cunoaștem. Ana, eu am o noutate, probabil pentru tine, și anume faptul că astea două cărți nu sunt prima și a doua din serie, dar a doua și a treia. Prima fiind Pinball 1973, o carte scrisă de Murakami cu mult înainte de astea două și care este istoria șobolanului, a prietenului, personajului fără nume din această istorie. Eu te las să descoperi cartea și să revii cu o recenzie la noi pe Hai Bun. Și acum toată lumea a înțeles cine este adevăratul fan Haruki Murakami aici, dar dacă sunt și alții, eu vă aștept să-mi scrieți. Tot de la acest autor, Anastasia Vahtin a citit Iubita mea Sputnik, o carte care nu i s-a părut la fel de complexă și profundă precum celelalte romane ale autorului, dar ea zice despre titlul cărții, citez aici: orice om este un sputnik pentru alt om sau pentru mai mulți, adică acel fir invizibil de legătură reciprocă care are o putere stranie și rezistentă la multe încercări. Iată așa o cronică. Victoria a citit Pădurea norvegiană, cel mai renumit roman al autorului, și i s-a părut a fi cam ciudățel. Diversele situații neprevăzute din roman au reușit să o cutremure. Ba mai mult, ea nu prea a putut să uite cartea în următoarele săptămâni. Să trecem și la Ryu Murakami. Aici primul a citit Nikita, care a zis: albastru nemărginit, aproape transparent, cartea care el a lecturat-o, i-a plăcut și mai ales descrierea activităților personajelor. La fel, faptul că autorul nu s-a dat în lături de la a folosi cuvinte necenzurate în scrierea sa pentru a reda cât mai bine situațiile și comportamentul personajelor. Tot această carte a citit-o și Veve, dar care are altă opinie, și anume, ea crede că Ryu a vrut să șocheze prin această carte și stilul dur și violent al cărții pe ea nu a cucerit-o, dar a respins-o, fiind cam prea departe de ceea ce citește ea în mod obișnuit, dar i-a plăcut să descopere o altă cultură. Și asta, de fapt, ne bucură destul de mult. Și Anastasia Vahtin a citit și ea o carte de Ryu Murakami, de data asta a fost Copii de aruncat, care, după părerea ei, este o carte dură, vulgară, non-conformistă, tipic lui Ryu Murakami, dar finalul lui s-a părut cam vag. Totuși, pe scurt, istoria cărții, care este despre doi copii cu un destin tragic, cu traume și care sunt în căutarea răzbunării, promite a-ți oferi o lectură de neuitat și poate nu chiar tocmai ușor de digerat, dar interesantă. Pe de altă parte, Doina a citit Să nu mă părăsești, de Kazuo Ishiguro, neștiind că este și un film bazat pe carte. Ea a fost sigură că va fi o carte pe care o va devora într-un weekend și așa a și fost. Și zice că până îți dai seama despre ce este romanul, despre intriga din el, până înțelegi tragicul situației, ajungi să îndrăgești atât de mult personajele încât nu te mai poți despărți de ele.
Deci pentru Doina, aceasta a fost și o carte care a lăsat-o cu un hangover și cu greu s-a apucat de alta. Doina de la Haibun tot a citit o carte de Kazuo Ishiguro, de data asta a fost Nemângâiații, despre, pe care a etichetat-o ca fiind faină. Ok, bun, o carte faină, citim și noi. Zice că această carte a câștigat teren în fața ei datorită personajului principal, care a fost foarte bine conturat și pe care l-a simțit ca fiind foarte integru. Dar a mai cucerit-o și datorită tehnicii narrative și subiectului în sine. Totuși, cartea nu a fost de nota 10. Pentru ea, misticismul construit de Ishiguro în această istorie a fost prea întins și greu de înțeles. În plus, legătura dintre personaje nu a fost pe înțeles. Mai departe, avem și o cronică de la Laura, care a citit N-am visat de mult că zbor, de Taichi Yamada. Cu japonezii e mai greu să le pronunț numele, așa că eu sper că o fac cât de cât corect. Deci, pentru Laura, a fost o poveste de dragoste neobișnuită, bună de tot, în sensul că merită a fi citită. Și cel mai mult a impresionat-o citatul lui Albert Camus, pe care l-a găsit la finalul cărții. Nu avem timp să devenim noi înșine, nu avem timp să devenim fericiți. După care și ea și noi am exclamat, wow! Asta e! Adriana, o altă cititoare de-a noastră, a lecturat Tăcere de Shusaku Endo. Oh. Aceasta este o carte despre credință și îndoială și este despre misionarii creștini în Japonia secolului 17. Fapt egal cu moartea în acea perioadă, ca să înțelegeți. Ea zice că este o carte ce impresionează și care pune foarte multe întrebări, dar fiecare este liber să găsească răspunsul pentru ele. Eu am citit Labirintul Destinului de Junichiro Tanizaki. Este, nu știu ce, foarte greu să pronunț numele acestui scriitor. Citit este cam mult zis, pentru că eu nu am putut să termin această lectură. Nu mi-a plăcut, de-aia am fost nevoită să o las la jumătate. Și nu mi-a plăcut din motivul că personajele mi s-au părut prea copilăroase. Fiecare avea undeva așa între 25-35 de ani, dar se comportau și vorbeau de parcă ar fi niște copii. În plus, este o carte despre un trio de dragoste, un triunghi al iubirii, iar amanții se numeau între ei surioare, frățică, frățioare, ceea ce mi s-a părut cam deplasat și nepotrivit. În plus, hai, mă recunosc, nu mi-a plăcut nici stilul de scriere al lui Junichiro. De-aia, na, a fost prea departe de ceea ce citesc eu în mod obișnuit, anume ca stil de scriere. De-aia am fost nevoită să o las. Cei care, la fel, au citit în luna martie o carte scrisă de un autor japonez, eu vă invit să intrați pe Goodreads, pe grupul Haibun Reading Challenge și să ne lăsați și voi o cronică sau o faceți în comentariu la acest video sau un Insta Story pe Instagram cu tag la Haibun sau, na, pur și simplu alăturați-vă următorului Reading Challenge din luna aprilie. Și anume, o carte ce a luat un premiu literar impozant, important, cum ar fi premiul Nobel, Man Booker Prize sau Orange Prize sau Pen Prize sau oricare premiu pe care îl considerați voi a fi important și de vază și care cumva denotă cât de bună este acea carte. Bun, mersi mult că ați urmărit acest video, noi ne vedem și luna viitoare, poate și mai devreme, pa, pa!